Seara asta am avut noi o planificare să vină la Baia Română. După cum observați și dumneavoastră, aveți mulți musafiri. Din Bosanci, din Poieni, din Vico, de aici, din prin împrejurimile Baiei. Aveți musafiri la Baia Română, mă gândeam la rațele Bieri. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Astea lucrurile au fost planificate, dar câteva au fost întâmplări. Cu ghilimele întâmplări. Frate Viorel nu a fost planificat în seara asta aici. E un mai vechi colaborator de-al meu. Eu, duminica aceea, am dat foc la ei. Ei au deschis o casă de rugăciune frumoasă, nouă. Dacă de domnul duminică, voi fi la ei, avem ordinări de slujitori. Și fiindcă era în zona, spune Viorel, vino și mă ajută un pic în lucrare. El așa de bine m-a ajutat, dacă mai mă tem să nu stric ceva la ce a făcut el. Mă rog Domnul să-mi dea mult înțelepciune și mie și dumneavoastră. Amin? Ne-am rugat, nici rugăciunea pentru bolnav nu era, nu știu să fi fost planificată. A fost o contemplare. Și eu pun așa ghilimele. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Amin. Știți, odată predica la noi, fratele Virgil Neagu, o alesem un subiect de predică, spontaneitatea Duhului Sfânt. Și spunea că Duhul Sfânt nu-l putem pune noi în cutii, în șabloane, cum vrem noi. Și când predicam, în timp ce predica, el avea punct 1, 2, 3, așa, s-a ridicat un bărbat. Rău. Când s-a pocăit nevasta lui, a pus o travă și a otrăvit nevasta și copiii, că venea la adunare. Domnul, eu păză, nu pânță nimica. Atâta mi-aduc aminte, oricum într-o cor și ungea după cineva. Și acum era la adunare. Și când predica frate Virgil, la un om, un alt voinic, s-a ridicat în picioare cu staia așa, trebuia predicator. Virgil, mă rămas așa. Eu vreau să mă pocăiesc. Și acum, frate, i-a dat un pic drumul, după aceea s-a mai un pic a fost deranjat. Noi ne-am bucurat. Unde cu frate Virgil să predice, să ridic un tânăr de acolo. Stai așa. Și eu mă pocăiesc. Și a început să vorbească. Și fratele s-a oprit, iar a pornit predica. La predica a fost să pocăi 6 în timp ce predica. Și am spus, măi, noi nu am pus hotărâțe. Dar tu ai ales o predică, că Duhul Sfânt face ce vrea și când vrea. Și acum nu trebuie să-mi se deranjați, că te-o întrerup Duhul Sfânt. Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea. Amin! Mă uitam la rugăciunea aceasta, să nu a fost numai ca să iese programul frumos, nu. Aici au fost lupte și biruințe. Aici au fost boli și au fost vindecări. Amin! Aici au fost legături demonice și au fost eliberări. Amin! Și am putea povesti multe lucrările Domnului. Spuneam la Cluj joi că Domnul ne-a răsfățat pe finalul ăsta de an și începutul anului de suia. Am fost marța Panica, o adunare foarte mare, frații erau la 3-a zi de coșul rugăciune și când am ajuns acolo, cântări. Așa o libertate. Dacă voi să cânți în rusești, cântau în rusești. O parte cântau ucrăinești, o parte cântau românești. Prorocie în limba rusă, prorocie în ucraineană, prorocie în română. Și așa a fost un har și o bucurie. Miercuri la Sângeoru, joi la Cluj, vineri la Bosanci, împreună cu fratele Eugene. Dumnezeu l-a folosit, mai lăsați-l să vină pe la noi. Și tot așa am continuat cu sărbătorile astea. În Cernăuț, în cartierul Roșma, era o femeie care a rămas însărcinată, femeie tânără, a făcut un ecograf și un medic i-a spus, domnule, ai doi moștri în burtă. Au capurile mari, au o boală la cap, au lichid, trebuie numai decât să îi dai afară. S-au consultat cu bărbatul, cu fratele Grișa, cu frații de acolo și el a spus, domnul doctor, nu. Eu nu omor copiii. Omul a trecut o lună, două, trei, a făcut un ecograf și a spus, doamna, ai doi gemeni. Unul se pare că e normal, dar unul e rachitic, e un monstru. Dă măcar unul afară. Și eu a spus, nu, dar nu știu unul. Și doctorul, ca doctore, au născut doi copii sănătoși, doi băieței, normal. O fost la control și doctorul spune, domnule, au encefalodită, cum se cheamă, măi, nu știu cum se cheamă, o boală la cap, așa, și copiii nu sunt normali. Și femeia asta a ajuns într-o de depresie. Să-mi spună toți doctorii, copiii nu sunt normali, să-mi spune, frate, nu că mă tem, că a fost frață la dânsa. Copiii ăștia se scoală din sfert în sfert de oră. Deci femeia asta era la capătul puterii, la 5 luni jumătate, 6 luni de copii, nu dormea nimic, bărbatul s-a lăsat de servici ca să o ajute, însă la capătul puterii, o cad în depresie, nu mai pot. Copiii se scoală din sfert în sfert de oră. Și au fost acolo niște frați,
o stat de vorbă cu ei, au făcut o rugăciune și acum, pe 31 decembrie, am primit un telefon. De atunci, copiii au dormit toată noaptea. Nevastă a dormit toată noaptea și sunt vindecați de Domnul. Amin. Asta e efectul rugăciunii. Nu vrem noi să facem frumos la daia română. Cel care face frumos în adunare, are Duhul Sfânt. Amin. Să fie numele Domnului. Eu pentru seara asta, acum pe final, când dau seama că e final, spuneam la frați, am ajuns pe culmi, de acum eu trebuie să am venit să coborâm încet frumos. Așa. Pe final, am un cuvânt de învățătură, am o predică simplă, ca să nu-i spun că e sărată. Am o predică dintr-un singur punct. Asta doar e predica mea. Un singur punct. Și dacă îl reținem, mergem acasă și plecăm acasă pocăiți. Să ne ajute Domnul. Am citit aici, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Dacă nu pățește Domnul o cetate, degeaba. Și când, degeaba vă spun azi dimineață, când am citit psalmul ăsta de multe ori, mi-a sărit în ori cuvântul, degeaba, degeaba, degeaba. Care din voi trebuia să lucrezi degeaba? Momentul dat un părinte, un prezinte, avea 14 copii. Zice, frate, am probleme cu un băiat. La cinci. Și mi l-a adus, un băiat de 26 de ani, un alt doinic frumos, o sărit un pic, un pic, să vă spunem noi. O lucrat în Spania, mai multă vreme, și patronul nu i-a plătit. O dat firma faliment, el avea din 14 copii, s-a îngrijorat, boala secolului de care s-a stresat, nu mai a avut liniște, nu mai a putut să doarmă și în necazul lui s-a bătut. Și a stat de vorbă cu el, a venit chiar la mine acasă, a mai venit frate, ne-a rugat și a plecat vindecat Domnul. Și a rămas bine și sănătos. Avem o familie la noi, a lucrat o familie tânără. El e dintr-un sat vecin, din Clavalar, din Viorel, ea e de la noi din sat, în Italia, am de zi, era un patron și prieten. Și patronul nu i-a dat bani. Nu i-a dat bani mulți ani, dar așa de cheltuială ceva. Ei aveau copii, avea patru copii, și când trebuia să fie vreo 70 sau 80 de mii de euro s-au adunat, eu spus, n-am de unde să-ți dau bani. Și l-au trimis acasă. Și l-au trimis acasă după ani de lucru, de foame, în căldură și în ploaie, așa că un rob credincios a lucrat și nu i-a dat niciun bani. Și îmi spunea ruda asta mea, că la mine din sat, măi, așa de frumos am vorbit cu el, l-am luat, am luat fata, cu patru copii, m-am mutat cu nevastă, a spus, stați aici, băi, mă temeam să nu cad într-o depresie, să nu se strânge de cap. Așa de frumos am vorbit cu el și ne ajutăm ca să-i ridicăm din asta. Voi să lucrez ani de zile degeaba. Vrea careva din voi să lucrez degeaba. Bun, acum vine Biblia și mi-a sărit iarăși în cuvântul degeaba, degeaba, degeaba. Eu am spus că asta e o concluzie pe care o trase Solomon când se uita în urmă și a spus, măi, e degeaba. Dar eu vreau să folosesc ca un avertisment pentru vremea care ne vine. Când ne uităm în față, să știm că toată activitatea noastră, strădania, munca, agonisiala și zbaterea noastră poate să fie degeaba dacă nu suntem atenți. Gândul meu este exprimat cu oamenii Ioan cu 15 cu 5. Spunea Domnul Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și ce faceți fără Domnul, e tot nimic. Deci ăsta e gândul meu și cu ăsta vrem să plecăm acasă. Dacă nu avem prioritar în viață pe Dumnezeu, dacă nu-i pe locul unu Dumnezeu, dacă nu lucrăm împreună cu Dumnezeu în anul 2018, lucrăm degeaba. Am înțeles până acum, predica? Amin. Am putea să spunem amin și să mergem acasă, da? Deci asta e avertizarea mea. Pentru Solomon era o concluzie. El acum a îmbătrânit, s-a uitat atât ce-o făcut și-o spus, oameni buni, degeaba. Ei, pentru noi este o avertizare, din anul 2018. Abia suntem în 3 ianuarie, da? Ne stăm un an în față. Hai să punem motoul ăsta. Gândurile astea m-au cercetat la începutul anului și noaptea de 31 pe 1. La noi nu se face adunare, la noi am făcut adunare la 5, la 7, ne-am culcat, la 12 m-au trezit cu buitul ăla, dar n-am vrut să mă dau jos din, să văd artificii. Am pus plapul, m-am cap, să văd mor, dacă nu-i văd ce se întâmplă. Și am stat acolo și tot asta m-au cercetat, Domnul spune, ai grijă. În 2018, dacă nu ești atent, lucrezi mult, alergi, călătorești, faci. Și faci degeaba dacă faci fără Dumnezeu.
Dumnezeu să ne dea pocăința. Amin. Eu așa, în iscodirea minții mele, l-am rugat pe Domnul, m-am spus, Doamne, dă-mi ceva mai mult. Și Domnul chiar mi-a dat câteva domenii în care am putea să lucrăm degeaba. Uitați-vă, vă dau un exemplu. În domeniul reputației, în domeniul numelui nostru, că Eremia spunea că s-a îmbalat și cu Tobia, voia să-mi atingă bunul meu nume. Știți că eu, ca și om pocăit, am o reputație, am un nume bun. 1 Ioan 3, 1 spune, vedeți dragoste de noi la Tatăl, să ne numim? Nu-i un nume frumos ăsta? Biserica din Daia are reputație, Domnule. Biserica are onoare. Pavel spune în Efeseni 5, 27, ca să înfățășeze înaintea lui această biserică slăvită. Biserica din Daia e biserică slăvită. Amin. E biserică cu onoare. Pocăință din Daia impun respect la oamenii ceilalți. Mi-mi place că odată mergeam prin sat și când mergeam în corp, venea un bătrân în coase. Și era avea țigară, fuma. Dar când s-a apropiat de mine, i-a dat țigară la spate și i-a dat bună ziua, mi-a răspuns și mi-a făcut vorbă cu el. Și el o palmat la țigară, ca un școlar, știi? Și eu spus, ce mai faci, cum îl cu sănătate? Și la unul mi-a spus, na, mai prins, măi, băiat, scoate țigara, că sunt friget. Și am spus, dar de ce te ascunzi? Băi, mi-e rușine de tine. Tu ești băiat tânăr, eu sunt un bătrân, te-am auzit predicând acolo un prag la un privechi și mi-e rușine de tine. Știi că mie mi-a plăcut treaba asta. M-a auzit predicând și a spus, băi, ăsta e un om pocăit. Și un om bătrân speria de mine. Frații din Daia au o reputație, au o onoare. Biserica din Daia are slava ei, o biserică slăvită. Amin? Amin. Bun, dar cum dobândim noi asta și cum păstrăm asta? Ca nu cumva, luptând să o păstrăm, să nu luptăm după rânduieri și să fie degeaba. Cum dobândim noi asta? Prin credință, suntem copiii lui Dumnezeu. Și asta e suficient. Biserica e slăvită pentru că capul bisericii e slăvit. Domnul Iisus Hristos e capul bisericii și nu este alt nume mai mare ca lui. Slăvit să fie numele lui. Dar trebuie să rămânem așa, frate. Așa? Și apoi spunea Petru, smeriți-vă sub mâna tare și El vă va înălța. Am un cuvânt. Samuel 25. Vorbesc de David și Nabal. Ăsta e textul de Scriptură. David era ginerele lui Saul, ginerele împăratul. David avea ungere împărătească. David avea experiență cu Dumnezeu. David era omul căruia i-o cânta femeie de bătând din palme că l-a omorât de Goliat. Acum avea David o mică problemă. Era cu niște oștași în câmpie, era flămân și o trimit la Nabal niște slujitori să-i dea ceva mâncare. Era legitimă cererea, că el o ajuta, că o clotit și trebuia să-i dea ei. Nabal înseamnă nebun. Era băut. Și când a văzut slujitorul, David, cine îi fiul lui Isai, mulți sluți sunt fugit de la casă, din lor, de la stăpâni, și l-au fugărit. Eu o cărât! Așa au venit flămân și i-au spus. David nu și-a adus aminte de toată experiența lui cu Dumnezeu. David s-a mânia foarte tare, o încins sabia, l-a luat ostașă și o plecat să-i nimicească. Și acum când mergeau imânioși și făceau planuri de răzbunare, prin reputația lui, Domnul, el are ungeri împărătească, le vitează, l-a omorât pe Goliat, are experiență. Cum să-l băjocorească pe el? Și când mergea așa imânioși, spune și o femeie înainte, Abigail. A spus împăratul să spun ceva la ureche. I-a spus ceva la ureche și în versetul 31 spune și când Domnul va împlini făgăduințele lui față de tine și când vei fi împăratul lui Israel, să nu-ți pară rău că ai vărsat sânge degeaba. David, modul în care vrei să-ți aperi tu reputația nu-i bun, e degeaba asta. Pe mine ocărește cineva. Păi eu ce fac când s-o cărât? Scut sabia, eu apărătorii, avocatul apărării, și încep să spun că nu e așa, nu-i trebuie, nu-i așa, nu-i trebuie. Altercații verbale, certuri, cum ți-ai permis să spui de mine, dacă eu sunt slujitor? Și vine Duhul Sfânt, spune, nu așa, mă, cu degeaba. Eram atât tare amărât. Așa eram de amărât și neînțeles de frate.
Și m-am suit în tren de la noi, din Bucovina, și m-am dus până în Banat. Aveam un prieten, un frate cu un mare dar de cunoștință, trăiește, are 80 ceva de ani. Și când vine la el în casă, îmi spune, Iob 36 cu 17, ai venit la mine pentru un verset. Dar fără rugăciune, fără nimic. Deschide o Biblia și scrie așa. Dar dacă ți-aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedeslipită de spinarea ta. Și a spus că așa e, că ai dreptate. Că am, frate, am dreptate. Și frate, nu-ți dau. Păi nu mi-o dau. Dar tu ai vrea să-ți o dea. E greu. Știi ce? Da, ți-ai apărat. Da. E de spinare. Pentru asta vine la mine 500 de kilometri. Asta mi-a dat versetul, de acum mă duc de acasă. Și pentru un versetul putea să citesc o acasă. Dar nu l-am găsit până atunci. Dar acolo spune, și masa ta va fi îngălșugată și Domnul te va scoate la locul larg. Dacă ești vorbit de rău, de nedrept, când ți se aduce un prejudiciu la imaginea ta, când ești ocărât și n-ai meritat o cară, nu scoate sabia, nu-ți apăra dreptatea, nu fărăsa sânge, că o faci degeaba. Să ne ajute Domnul să înțelegem lucrul ăsta. Amin. Și noi să trăim pocăința. Noi trebuie să avem un nume bun. Spunea, eu lucra 35 de ani la cale ferată, colegii mei și eu, eram mecanic locomotiv, eram etichetați, hoți de motorină. Și în ziar, și la televizor, și nu mai spun când aveam ședință, ci pe jocuri luam tăți, de ce furăm motorină. Eu în viața mea n-am vândut motorină de un leu. Să spun că în 35 de ani am vândut motorină de un leu. Și le spuneam la colegii mei, vedeți că aveți destul de bine, chiar dacă n-am furat, nu? Dar odată, într-o nesincronizare, am făcut servici, și când s-a citit contorul ăla, am ieșit dator cu 123 de kg de motorină. Și acum știu, 123 de kilograme. Și m-a chemat la regională, au venit 7 ingineri, se făceau niște anchete foarte aprige. Și au început, te-ai descris, unde-i motorină, cum ai făcut? Eu răspundeam, nu am luat niciun grad de motorină. Între timp vine directorul cel mare. Bună ziua, bună ziua, ce faci, domnul proiector? Zic, la anchetă aici motorină. Și el îi spune, băi, voi n-aveți lucru? La cină? Ia dați drumul la lucru. Hai, puneți, biserică, vii care. Și domnul proiector, du-te că mai intri în mine, du-te acasă, tu ai treaba. Și îi spune la aceea, ăsta la om, nu fură motorină. Știi cum e plăcut? Dar acum eu mă gândesc, au plecat inginerii și el era un catolic și este convins. Și îmi spune, domnul proiector, eu ascult tot din predicele tale pe internet. Dar acum eu puneam problema altfel. Dar dacă m-ar fi prins odată fără mântuire, ia spuneți voi, cum e cu renumele nostru? Cum e cu numele bun de pocăit în Alba și în Daia? Am mai fi stat în picioare? Un coleg de serviciu în familie pocăită, căsătorit și cu copii, l-a chemat șeful de cadre și cu șeful de depou, l-a spus, băi, tu ești pocăit? Nu! Eu nu sunt pocăit. Numai părinții au fost pocăiți. Dar el mai merge la adunare. Și bun, ești afară. La o săptămână l-a prins furând motorină. Și îl cheamă șeful și îi spune, te dau afară, unde eu semnez desfacerea contractului de muncă. Știi de ce? Și el spune, m-ați prins furând motorină. Nu, te dau afară, nu ești pocăit. Dacă erai pocăit, tu nu furai motorină. Frații mei, avem un domeniu, noi suntem o biserică să ne vede la afară. Eu vreau oamenii care intră în ulița asta aici și văd casa asta să o privească cu respect. Când vă întâlnesc pe voi pe stradă, să vă respecte. Că biserica Domnului are reputație, are onoare și are slavă. Știți cum avem? Suntem biserica Domnului, suntem copiii lui Dumnezeu și trăim pocăința. Amin. Să ne ajute Domnul. Nu poate să avea în anul 2018 să nu vă certați deloc. Nici la lege, nici la ordinări, nici la alte organizări. Că nu rezolvăm nimica. Asta e luptă degeaba. Hai să mai atacăm un domeniu. În anul 39, parcă, omul lui Dumnezeu, David, punea câteva întrebări lui Dumnezeu, era preocupat de veșnicie și spunea, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care-i măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. Zilele mele sunt titulat de mână, viața e ca o nimică înainte ta, dar orice om este doar o suflare, oricât de bine să-l ține. Versetul 6. Dar omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba,
strânge la pomor și nu știe cine le va lua. În domeniul material, dacă nu suntem atenți, lucrăm degeaba. Păi să lucrez un an, de dimineață până seara, în privința muncii, eu am găsit două extreme. Una e Eclesiastul 2:11, o deșertăciune și goană de cuvânt. Unii stau numai cu cizme de cauciuc, numai cu saropete, n-au duminică, n-au nevastă, n-au copii, n-au suflet, n-au biserică, iau afaceri, bani și bani și bani și bani. Asta e extremă care nu-i bună. Un pocăit nu trebuie să fie așa. Extrema cealaltă, unii nu se dau la treabă. Greu să apucă de treabă, nu mai fientează, nu mai driblează, așa, și eu la ăștia le spun Proverbe 6:6. Leneșule, aleargă la furnică. Predicam altă la o căsătorie, mirul de dorofan, prea dorofan pentru un mir. Și mai știm că nu trebuie pui mâna de treabă, avea doar educație. Mi-a spus, măi, du-te la furnică, ieși la țară, de cu piciorul într-un moșuroi, mi-a spus eu. Și dacă ai să vezi pe o furnică că stai așa ea, atunci tătă de aia te țin eu din mâncare. Dar dacă vezi că furnică ne aleargă, fug, așa se face tot. În domeniul material, omul se frământă, adună degeaba și nu știe cine îi va lua. Atenție la cele două extreme. Un bocăit e un om cu împătat, un om cu minte și un om echilibrat. Amin? Amin. Așa să fie frate, da, da. Amin. Mai am un gând aici legat de judecata lucrurilor necinstite. Când eram eu copil mic la adunare, frate bătrân spunea că în ziua judecății, Domnul va aduce lucrurile furate care le ai în casă și le pune martor împotriva ta. Și o spunea acum un frate, băi, dar scrie în Habacuc, parcă 2:11, piatra de zid întreabă și lemnul care leagă grânda răspunde. Și spunea, fraților, verificați-vă, aveți lucruri de furat pe acasă? Astea strigă la Dumnezeu. Ceva furat, i-a pus o cărămidă din zid, dacă e furată, strigă la Dumnezeu. Un ciot, un cui din grindă, strigă la Dumnezeu. Și în ziua judecății vor fi martori, vor striga în ceva ta. Așa mi-era o frică, plecam la școală, să n-am o radier străină prin buzunar, să n-am un creior care nu i-am eu, că strigă la Dumnezeu. Știți că lucrurile necinstite care le aduce acasă, strigă la Dumnezeu? Știi că astea într-o zi te condamnă? Și vine anul 2018 și toți avem nevoie de bani și toți avem nevoie de confort și toți avem nevoie de lucruri pământești. Cum ne dobândim? Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Amin. Ceea ce facem, să facem pentru Domnul. Domnul spunea, strângeți comori acolo unde? Nu le fură bolță, nu le mănâncă rugina, acolo unde le păstrează Dumnezeu. Și acolo unde ne vom întâlni cu El. Predicam eu odată despre statut de patru apostol. La noi într-o seară au predicat doi frați simpli, doi predicatori. S-au dat acolo din Efesien 6, armătura Duhului. Și unul spune, fraților, în versetul 12, Pavel se identifică și spune că noi nu avem de luptat, adică și el se pune una cu frață. Și Pavel aici, uitați-vă cum arată. Îi încălța cu rând în mijlocul încins, latoșa neprihănirii, coiful mântuirii, scutul credinței, sabia Duhului. Domnul este un soldat teribil. Așa e de puternic, Pavel. Așa e descris el acolo. Acum s-a spus de-a frate, dar mai micuți, mai vrăjâni, s-a spus, fraților, știți cum era Pavel? Uite că scrie în versetul 19, al cărei sol în lanțuri sunt. Pavel era dezbrăcat, era slab, era flământ, era bătut, era nebărberit, era cu două lanțuri legat, așa arată Pavel. Și eu am spus, cum așa, măi? Exact cum ai face o poză și apeși odată pe buton și îți ies două poze. Un Pavel cu un militar cu titem și unul slab și necăjut. Și întrebam într-o adunare, tu cu care ți-ai face poze? Dacă vrei să faci poze cu Pavel, cu ăla sau cu ăla? Nu e același Pavel. 2 Corinteni 4:16, este omul de afară și omul dinăuntru. Da? Omul de afară are lanțurile lui, dar omul dinăuntru e liber. Și am vorbit de lanțurile omului de afară. Spuneam eu, lanțurile statutului social. Eu sunt pensionar de la CFR. Asta a fost culmea glorie mele. Am ieșit la pensie la calea ferată. Aș vrea să beau un ceai cu Putin. Am să reușesc? Să mă întrebi, Vladimir, voi mai vrei o bucățică de zahăr? Să nu. N-am cum, n-am, nu-i cum.
nici cu ăsta cu lucheanul, cu dragul, nu, că eu pensionar la CFR-ul. În omul de afară am niște lanțuri, lanțurile statutului social. Dar omul din înăuntru, să vă spun eu ce tare sunt, eu sunt copilul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, cel care e mini mai mare ca cel ce în lume. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și spuneam că eram la servici, colegii lui Teo din mine și șef, eram pocăit, și odată am avut așa o altercație, un schimb de vorbe, cu pretința, cu pocăința, și un maestru din Botoșan s-a enervat, du-ne pocăit de jumătru. Și mă dă, ia mătru așfărașul și mătru acolo, pocăitule ce ești tu. Și eu am luat mătru așfărașul, să-l ia închișcoatele lor, eu n-am făcut mai niciodată. Mărturam și mai gândeam eu în mintea mea, eu mătru în atelier, acum că, dacă aș știți voi cine sunt eu, păi acum mătru în atelier, dar eu am o casă, și exact la intrarea principală, în cerul din strada de aur. Știți că în cer vor fi străzi de aur? Acolo o stradă de aur, așa? Acolo e casa mea. Ai și tu casă? Ai acolo? Ăștia suntem noi, fraților. Ne strângem comori acolo unde ne-am întâlnit cu el. Când domnul e material, dacă strângi fără Domnul, îi degeaba. Și tot aici aș mai pune un gând. Trebuiau să zidească unui templu de la Ierusalim. Și alții au spus că nu-i vremea. Nu-i vremea să zidim templu. Și așa s-a supărat Domnul, că bine mă, pentru voi este vremea să locuiți în casă căptușite cu cedru și pentru casa Domnului nu-i vremea. Pe mine știți ce mă supără tare? Ăștia pocăiți foarte smeriți când e vorba de adunare. La noi avem adunare frumoasă. Și au venit un zugrav la noi foarte conservatoare adunarea și punea așa un fel de baghetă pe margine ca să poată da două culori, alb și un crem. Și au venit un frate, de ce lipiți șări cu fărețe? Asta în casa Domnului, ce e trebuie lipit? Ăștia au râs, dar eu zic, nu râdeți, frate Ion, am fost la el o casă curată, dar foarte simplu, dacă cumva el așa crede că e acolo, așa crede și la adunare. Miștii pe care mi-i ciudă din bocăiți, care au acasă, vini mari, unul spunea că acum aș pune în lift, au piscină și când e vorba să dea ceva la adunare, încep cântarea creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ, dar stau sub pământ. Iau niște case cu trei garaje, pe ăștia mie mine case. Acum când vorbim de domeniul ăsta al lucrurilor materiale, trebuie să fim atenți la cele două extreme, să fim oameni cuminți, oameni pocăiți. Da? Atenție să nu avem lucruri care să ne acuze. Lucruri necestite aduse în casele noastre, să ne strângem comori acolo unde Dumnezeu le păzește, ajutând pe orfan, pe văduve, pe săraci și ajutând adunarea. Amin? Amin. Dacă nu facem așa, e degeaba. Și avem un an de acum înainte. Și asta e o avertizare pentru viitor. Atenție! Nu lucrați mult și degeaba. Lucrați cu Domnul. Amin? Amin. Mai spun un domeniu? Poate bine. Hai să vorbesc de domeniul împlinirilor noastre sufletești. Eu punctez așa ușor, nu intru la mănunte. Scrie acolo în Eclesiastul, parcă în capitolul 2, tot o concluzie a acestui om înțelept. Și spune în capitolul 2, parcă cu versetul 2. Am zis râsului, ești o nebunie și veselie. Ce tărșă degeaba? Noi avem un suflet. Sufletul are nevoile lui, are dorințele lui. Și Solomonul încerca să împlinească dorințele sufletului. Și aici în Eclesiastul 1, partea finală a capitolului, spune că eu am căutat știința, priceperea. Solomonul a fost considerat cel mai înțelept om pe pământ. Cu excepția Mântuitorului, el a fost cel mai cuminte om, mai înțelept ca Einstein și mulți alții. El e considerat cel mai înțelept om. Și a spus Dumnezeu, am căutat împlinirea sufletească în știință, în pricepere, o studiat, o făcut cântări, poezii, pilde, o scris mult, are cărți scrise. Și la urmă spune, n-am reușit. Apoi mai spune el că mi-am zidit casa, mi-am zidit limpede, am avut turme, cerez, am făcut iazuri, am căutat împlinirea în lucrurile materiale. Îmi spune că n-am găsit. La urmă spune, voi încerca inima cu veselie.
Și-o adus acolo cu mătri și nac și neamuri și-o adus tăte în lune lui. O spus, băi, sărbători, hai să ne distrăm. Și s-au distrat și-o plecat musafirii acasă și-o rămas cu veta plină cu ca i-a dus-o să mână ce lucra și paharul îi sparte și scrum aici a spirat și scoate covoarele și te-o duc capul două zile. Și asta e bucurie? Asta e sărbători? Și Solomon spune, am zis atunci veselie. Râsul ești o nebunie și veselie. Ce te înșel degeaba? În domeniul împlinirilor noastre sufletești. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu pe primul loc, tăte degeaba. Rețineți gândul ăsta. Că și eu am nevoie de bucurie și inima mea vrea o împlinire sufletească și eu vreau să am o veselie. Dar spunea odată un om că în inima omului este un gol așa și golul ăsta nu se poate umple decât cu Dumnezeu. Cum vă explicați că mari artiști, miliardari să se sinucid, sportivi de renume, modele, oameni de afaceri, politicieni din vârful piramidei, îți nemulțumiți, cad în depresie, se sinucid. Știți de ce? Că bucuria noastră sufletească nu putem găsi în lucrurile astea. Nici într-o știință omenească, nici în averea adunată, nici în veselia firii excesivă, nu există împlinire. Bucuria noastră e în Duhul Sfânt. Amen. Și apoi o cântare în veche spuneam, câtă bucurie în lume pe acest pământ, nu e niciuna dintre ele ca în Duhul Sfânt. Vreau în seara asta să aveți toți bucuria Mântuirii. Și vreau ca bucuria Duhului Sfânt să fie în inima noastră. Amen. Nu căutați în altă parte. O căutați degeaba. Ieremia 46, citim versetul cât 11. Și spunea cuvântul Domnului acolo așa. Suie din galant și ajulea calinător, fecioară, fica Egiptului. Degeaba întrebuințează atâtea leacuri, că nu este vindecare pentru tine. În domeniul vindecărilor trupești. E o plagă. Cancerul cum ai mai ca bună ziua. La noi acum am fost surprins de trecerea din viața unor prieteni, a unor oameni. Dom'le, într-o săptămână diagnosticat și operat și mort și îngropat. Sunt leacuri, sunt boli, sunt probleme care ne afectează pe noi, membri de familie. Și ce facem? Alergăm după leacuri înălătoare. Ne ducem în galar după leacuri înălătoare și spunea Dumnezeu, diavol, nu este vindecare. Pentru că vindecarea noastră știți unde? La Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a prezentat la evrei, în Exod 15:26, partea finală, spunea, eu sunt Domnul care te vindecă. S-a vorbit de femeia aceea cu scurgeri de sânge, de 12 ani. Eu am aici o amintire frumoasă, poate mai povesti la dumneavoastră. O femeie care a cheltuit totul, a alergat-o și la urmă, degeaba a fost încercarea ei. Eram odată în atelierul de, ca s-am spus, de mult mi s-a întâmplat, în atelierul de tâmpărie a fratelui țăranului, Ion de Vatra Domne, de cizmării, era cizmar. Și omit o femeie, bătrână, cu o pereche de papuci, să-i pună prin gele. Eu avem atunci o predică pregătită, cunoașterea Domnului. Și eu predicam în apa cu cal. Frate Ionu, de așa trebuie să-l cunoști. Intră femeie, bună ziua, dacă nu vrei să faci papuci, dar eu spun, auzi lui tale. Dumitare, cunoști pe Domnul Iisus? I-a spus, da. N-am un pic că m-a oprit. Dar eu să-ți spun predica acum la femeia asta. Și am spus, dar cum îl cunoști? I-a spus, bine. Iar m-a provocat un pic. Am văzut că nu poate dialoga cu ei, i-am dat pace. Dar acum mă întreabă el pe mine. Eu dat papuce la fratele Ion să-l repare și spune, m-a întrebat cum îl cunosc pe Domnul Iisus. Hai să-ți explic. Și mi-a explicat legat de întâmplarea din Scriptură. Și Lucreția, de la Vatra Domnului, am mai povestit eu. Eu am fost nevastă de polițist. Distracții cu mătri, oameni, vârful piramidei. Ce s-a putut? Nevastă mea, bărbatul ofițer în poliție. M-am îmbolnăvit. Și când m-am îmbolnăvit, asta e o nimica. M-am dus la Vatra Domnului. Medicii au dat din cap, măi, trebuie să merg la Suceava. M-a dus la Suceava și au început să spunea, măi, frățioare, că i-am spus pocăit. Deci eu sunt pocăit. Măi, frățioare, Cluj, Târgu Mureș, București. Ani de zile. Am o soră la Banat, o soră de corp, pocăită.
era măritată, când s-a pocăit, eu m-am dus și i-am tras o bătaie ca ei. E cu bărbat și copii. Și am luat și am bătut cum a făcut de rușine. Și el mi-a spus, lucrez Domnul să te binecuvânteze. Și au urmat ani de spital. Nu mai aveam prieteni, nu mai aveam bani. Am rămas doar o umbră a ceea ce a fost. Și am fost la patra dormi internat pentru ultima dată. Și eu am spus medice, Doamne, nu mai veniți la noi. Și i-am spus la bărbat, mai vină și tu acasă. O venit și am spus, da, nu mă duc acasă, tu mă la sora mea. Nu stau de vorbă cu ea. Acasă nu avem ce de vorbi. Și mă duc la sora mea și am vorbit și i-a spus Lucreța. Eu știu pe unul care te putea vindeca. Și el, cine m-ar putea? Domnul Iisus. Și i-a spus, lasă-mă în pace cu pocăință tăi. Eu am venit să vorbesc cu tine ca și cu o soră și atât îmi spui de pocăință și de Domnul, lasă-mă în pace, lasă-mă, du-te și lasă-mă să mă duc. Și sora mea a plecat cu strufeța aia și curgă, avea o Biblie de masă. Și eu eram mândru, că aveam mărgeni, că aveam cercei, că eram așa, dar eram o umbră. Am spus, Doamne, dacă Tu ești, am auzit că Tu răspunzi la oameni prin carte. Uite, aici este o carte sfântă, eu deschid să răspund. Să spune, frate, am deschis și am citit. Femeia cu scurgeri de sânge, care de 12 ani are hemoragie. Și îmi spun, eu aveam 12 ani, de când aveam hemoragie și niciun doctor nu știa oprit. Eu spun, bă, ce interesant. Doar să te deschide la cronici. Să putem deschide în Timotei. Nu-i frumos cuvânt în Timotei? I s-au deschis acolo și m-am prăbușit și am spus, Doamne, dacă Tu ai vindecat femeia asta, vindecă-mă și pe mine. Și cu a apărut o lumină, deodată peste mine, cum am văzut acolo jos și mă rugam, și în momentul ăla mi-a secat izvorul de sânge. M-am ridicat și am fost vindecată. Dar m-am dus acasă și am mai făcut o rugăciune. Doamne, aici îmi batra doarme. Sunt acolo niște pocăiți sub deal. Sunt acolo niște pocăiți în calea ferată. În parc îi prinde oameni cu broșuri care vin și îmi dau broșuri. Unde să mă duc? Arată-mi tu unde să mă pocăiesc? Îți dă felul de pocăiți. Și în seara aceea am visat, când mergem la adunare, sub păduri, eu fost de mult în adunarea aceea, sub munte, am intrat în visul meu, am intrat în adunare, am văzut femei pe o parte, bărbați pe o parte și pe fratele romanețe l-am văzut la mor. Și m-am trezit dimineața și a spus, eu mă duc să mă pocăiesc, mi-a arătat Domnul unde. Și bărbatul a spus, du-te, Lucreț, eu n-am treabă cu tine. Și a întrebat o vecină, Lucreț, unde dugea dimineața, la pocăiți? Pentru prima dată am urcat pe dealul acela, am intrat în casa aceea. Când am intrat, femeile pe o parte, bărbații pe o parte și fratele romanețe era la mor. Cum am visat eu. Și îmi spunea, am 25 de ani de când am luat boteză. Slăviți să fie Domnul. Frații mei, degeaba fugi în Galaa, degeaba cauți lea care ne zdoi, vindecarea noastră la Domnul. Eu așa că în poezia fratelui Mitică Fiedru, noi nu gulim pe doctor și nu-i disprețuim, dar ajungem în situații, în limite în care oamenii spun, nu mai știm ce să facem. Au fost chemați niște frați la Bistrița, pentru că la o femeie i s-o înnebit mâna. Și a spus doctorii că angrenă, nu știm ce are. Și trebuie să stăie mâna. Și femeia aceea care umbla de câteva săptămâni adunare, dar nu avea boteză. Ori chema niște frați, i-au făcut ungerea cu un de lemn, și în urma ungerii cu un de lemn, Dumnezeu a vindecat. S-au dus înapoi la Târgu Mureș și la doctoriță și i-au arătat mâna. Și a întrebat doctorița, ce ai făcut, Doamnă? Am chemat pocăiță și s-a rugat pentru mine. Și i-am spus, hai cu mine în birou. O luat în birou un pietrușa, a spus, eu sunt doctoriță, aștept de nu știu câți ani copii, că nu am copii. Nu vrei să te rogi pentru mine? Da. Și pocăita asta, că era încă nepocăită, s-a rugat pentru doctoriță, doctorița o însărcinată, o născut, că Dumnezeu nostru ascultă rugăciunea. Acum, în domeniul ăsta vindecărilor trupești, fără Dumnezeu e degeaba. Să știți, vine anul 2018. Frații au vorbit de vindecări de Domnul, de intervenții de Domnul. Eu n-aș vrea să fiți bolnav, după cum n-aș vrea nici eu să fiu bolnav. Dar nu știu ce se întâmplă. Dar degeaba căutăm leaca alinător pe la garajul peste tot. Vindecarea noastră este la Domnul. Amin. Iacob, capitolul 5, versetul 13. Este printre voi cineva în suferință să se roage.
Este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este printre voi cineva bolnav să chemi prezbiterii bisericii și să roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fervinte a celui neprihănit. Vine anul 2018. În domeniul ăsta al vindecărilor, al neputințelor, al bolilor, atenție, cu Dumnezeu e bine și fără Dumnezeu degeaba. Amin? Amin. Ei predicam iată un cuvânt de 1 Corinteni, capitolul 15. Și acum vine Apostolul Pavel și spune așa, fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut, prin care sunteți mântuiți, dacă vă țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel, păi acum în lucrurile astea, ne mai înșelăm. Poate fi degeaba și recuperăm vorba fratului care o vorbi de răscumpărare, mai recuperăm. Dar dacă am pierdut mântuirea sufletului, obligată. Cuvântul ăsta degeaba e așa cum ar fi zadarnic. Exprimați în termeni matematici ar fi egal cu zero. Acum vă fac o mărturisire, nu mai spune la mine. Mie nu e plăcut matematica. La școală am fientat așa matematica. Dar știu că am avut probleme cu matematica și avem din rezultat câte un exercițiu câte o foaie de caiet. Începem cu paranteza, colajul, pătrat, rotund, cu extragere rădăcini, cu mulțiri, știți dumneavoastră, mai târziu, cu logaritmi, cu permutări, cu matrici, cu celelalte, dar nu mi-a plăcut. Dar făceam exerciții câte o foaie din mătunec capul. Și când mă duceam la școală, îmi spunea învățătoarea, profesoara, ați rezolvat punctul 2, mi-aduc aminte. Da, cine a rezolvat corect, rezultatul e egal cu 0, trebuia să le iei. Și eu spun, așa mi-e ciudă mi era. Până adică fac un ceas să o potesc acolo și la urmă e dau cu zero. Ce matematică e asta? Ei, cam așa e și cu pocăința noastră. Dacă în anul 2018 nu suntem atenți, alergăm mult, muncim mult, ne zbatem mult, aspirații grozave și la urmă e degeaba. Eu aș vrea când ne-am întâlnit la anul, la sfârșitul anului, să spunem că nu a fost degeaba. Am adunat cu Dumnezeu. Am lucrat cu Dumnezeu și nu a fost degeaba, Dumnezeu ne-a ajutat. E primul loc în viață, Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel există riscul să ne abatem de la original. În pocăință, este riscul să ne abatem de la original. Și dacă ne abatem, ținem Evanghelia. Suntem pocăiți. Dar e degeaba. Eu sunt născut în pocăință, am 58 de ani de pocăință. Și părinții mei în pocăință, bunicul meu la Cernăuți, condamnat pe 25 de ani. Eu știu cum era pocăința acum 50. Domnul, nu am memorie bună, îi mulțumesc Domnul. Pocăința de acum 50 de ani la noi, poate 50 și mai mult, o țin minte cum era. Acum eu mă întreb, când ne-am apătut de la ea? La noi în sat a venit un doctor din Vaslui. Când a terminat facultatea de medicină, l-a repartizat la Bosanci. Și omul ăsta a trăit 88 de ani și a murit. El era un bun ortodox și cunoștea istoria, religia, era om de cultură. Și mai venea și la noi la adunare. Și eu când îl prindeam, vorbeam cu el. Deci era voi așa, deci ea. Și i-a spus, domnul Cuitor, ortodoxia e de la 1054, când a avut loc marea schismă. Dar izvoarele ortodoxiei au fost bun. Uite cum arată ortodoxii noștri, nu au fost așa la început. Dar în 1000 de ani am mai deviat, recunosc. Dar eu știu, eu știu pe bunicul Dosnea. Eu știu pe bunicul după numina Cernăuți și știu pocăința din Bosanci acum 50 sau 40 de ani. Și mă uit în 40 de ani, voi așa de mult v-ați schimbat. Și dacă mi-a dat Dumnezeu zilei să mai trăiesc pentru 50 de ani, aș vrea să știu cum arată dumneavoastră voastră. Măi, eu ce să-i spun apoi? Că știam că ne-a schimbat. Vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa. Altfel,
degeaba, dar nu te prins prin pocăință degeaba, așa-i? Noi întotdeauna trebuie să mergem la original, frate-mă. Când Matei 19 au venit niște oameni la Domnul și au spus, Învățătorule, îi îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta? Și Domnul spune, nu, măi. Zică, nu, dar Moise ne-a dat voie să dăm o carte de sfârșire din pricina împietririi inimii voastre. Dar la început, nu a fost așa. Originea familiei nu era curtea europeană, nu, nu. Nici în Parlamentul României, nici în promovarea mizerilor de familie și păcatului care îți promovează, nu. Originea familiei la Dumnezeu, un bărbat și o nevastă, și fidelitate, și curățenie, și pocăință, acolo e originea. Că ne-am deplasat noi, Dumnezeu să ne ierte și să ne întoarcem înapoi. Altfel e degeaba. Există în pocăință pericolul abaterii de la original. Există pericolul neîmplinirii. Că Pavel spune, dacă o țineți, dar dacă nu o țineți. Ascultăm predici la taie română, frumos, bucovinienii, a fost frumos, plecăm și mâine nu facem nimic. Vom fi mântuiți? Nu. Pavel spune, dacă o ținem, și acum vine Ieremia 18 cu 12, întorceți-vă la faptele voastre. Dar voi spune, degeaba. Vine Maliachi 1 cu 10, cine va închide porțile casei mele ca să nu se aprindă focul pe altar? Dar de ce să nu se aprindă focul pe altar? Pentru că disprețuiți masa Domnului. Când slujim aici cu dispreț, o spus Duhul Sfânt în seara asta, unii sunt profesioniști deja, unii lucrează din inerție, unii lucrează din obișnuință, fără frică de Dumnezeu. Și asta e o problemă, asta e o slujire degeaba. Acolo Maliachi spune, voi aduceți vită ciungă la altar, voi aduceți jertfă și spuneți, masa Domnului de disprețuit, nu mai aprindeți focul degeaba, că nu primesc la jertfele voastre. Nu mai facem adunări degeaba. Nu mai facem spectacol degeaba. Nu mai avem invitați degeaba. Important noi să ne pocăim, frate. Să tratăm cu respect biserica Domnului. Să tratăm cu respect slujbele Domnului. Și întâietate să aibă Duhul Sfânt. Doamne ajută de la aceasta. Și Domnul spunea, dacă de voi, dacă ne faceți. Eu închei predica. Am vrut să fie scurt, nu știu cum o considera voi. Am vrut să vă spun că intrăm în anul 2018. Și uita Solomon în urmă. Și pentru el era o concluzie, fără Dumnezeu, degeaba. Eu mă uit înainte și vă spun un singur lucru. În anul 2018, fără Dumnezeu, e degeaba. Dar cu Dumnezeu, e cu folos. Amin.